astăzi vorbim despre feminitate. Așa fi. La sugestia voastră m-am decis să vorbim despre feminitate și au fost mai multe comentarii în care mi-ați cerut să vorbim despre ce înseamnă o femeie feminină sau ce înseamnă feminitate sau cum să facem să fim mai feminine. Trebuie să vă mărturisesc că subiectul ăsta cu feminitatea a intrat în interesul meu târziu. Și când spun târziu, spun chiar după ce m-am apucat de YouTube, pentru că eu am crescut într-un mediu în care femeile erau puțin cam androgine sau femeile erau obligate să se descurce singure și mi s-a părut că atitudinea aia de femeie războinică așa este ceea ce mi se potrivește până m-am lovit eu de niște lucruri și mi-am dat seama că de fapt nu. Nu. N-are nicio treabă atitudinea aia de femeie războinică cu mine și pe lângă asta nu asta îmi doream, adică nu asta era imaginea pe care mi-o doream eu să o expun. Și treaba cu feminitatea este atât de simplă pentru femei cel puțin, dar ne place să ne complicăm atât de mult și să ne ducem într-o direcție în care efectiv ne complicăm existența singure, ca să spunem pe aia dreaptă, adică ne chinuim singure, cu bună știință, practic, când am putea să facem lucrurile atât de ușor și atât de simplu. Și ca să începem cu începutul, care-i treaba cu feminitatea? Feminitatea, în primul rând, este o energie și norocul nostru al femeilor este că este energia noastră dominantă. În momentul în care noi ne naștem, știți că avem mai multe chestii legate de personalitate și așa mai departe, pe care le moștenim sau pe care le adoptăm, dar avem și o anumită energie cu care ne naștem și asta este energia feminină. De fapt, există și energie masculină și energie feminină în noi, doar că una dintre aceste energii este dominantă. De regulă, la femei, energia asta feminină este dominantă. Și spunând treaba asta, ar trebui să vă dați deja seama că nu trebuie să faceți foarte multe și nu trebuie să vă fie foarte greu să fiți feminine. De-aia, noțiunea de femeie feminină, mie mi se pare destul de forțată. Pentru că a fi feminină este ceva natural pentru femei, pentru cele mai multe din femei. Într-adevăr, mai există și femei la care energia masculină este dominantă și au o atitudine din asta mai agresivă, mai dominantă, mai bărbătească, ca să spunem, dar sunt într-o proporție mult mai mică. La fel sunt și bărbați care au o energie feminină mult mai dezvoltată decât cea masculină și vedeți că au cumva un comportament și o atitudine mai feminină decât bărbătească, decât masculină, da? Dacă nu știți care este energia voastră dominantă, pur și simplu stați și vă uitați așa la voi și nu vă dați seama care este energia voastră dominantă, deși intern ar trebui să știți, adică este o chestie de instinct. Ar trebui să vă spună și o să vă zic imediat cum mi-am dat eu seama că, de fapt, energia aia de agresivă nu mi se potrivea. Dacă nu știți totuși și nu vă reușiți să vă dați seama, puneți-vă o întrebare foarte simplă care se pune în astfel de situații și anume, cum îți place să fii tratat? Și ai ca opțiuni de răspuns cu respect sau cu delicatețe. Dacă răspunsul către care tinzi tu este cu respect, înseamnă că ai o energie cumva mai masculină. Da? Energia ta dominantă este masculină pentru că cu respect, toată lumea poate fi tratată. Respectul poate să însemne și frică. Dar în momentul în care îți place să fii tratată cu delicatețe, nu înseamnă numai respect, înseamnă ceva peste respect, știți? În general, delicatețea și lucrurile astea soft, să le spunem așa, sunt atribuite femeilor pentru că vin din natura lor de mame, de piese sau personaje care în rolul, nu știu, biologic pe care îl purtăm noi, sunt cele care oferă confort. La nivel biologic, dacă e să ne gândim și luând așa din vremuri imemoriale, de când s-a inventat omul, energia masculină este aia care se ocupă cu
procurare de hrană, cu protecție, cu protecție la nivel de împotriva atacatorilor și așa mai departe. Pe când energia feminină se ocupă cu confortul, cu crearea unui mediu cald, cu crearea unui mediu în care să te simți în siguranță prin natura sentimentelor, prin natura confortului, da? Deci cam asta ar fi diferența dintre cele două energii și ar trebui să vă dați seama destul de ușor către care din energiile astea tindeți, pentru că în general ne spune ceva în interiorul nostru. Eu v-am zis, m-am născut am avut șansa să cresc într-o familie de două femei, care două femei trebuiau să se descurce singure, pentru că ambele erau văduve și trebuiau să își vadă de viață, să mă crească și pe mine și să își vadă de viață. Și v-am mai spus eu treaba asta, că mama a fost constant o persoană androgină și este și la ora actuală androgină și nu prea are treabă cu latura asta feminină și cu atât mai mult mie crescând mi s-a infiltrat în minte ideea că, fai Doamne, și eu trebuie să fiu asta bătăioasă, să fiu asta agresivă, să fiu asta care mușcă, care rupe tot, care nu lasă pe nimeni să se atingă de ea și așa mai departe. Și ulterior, încercând să-mi dau seama de fapt care este personalitatea mea, încercând să-mi dau seama care sunt lucrurile care îmi plac, mi-am dat seama că de fapt nu, eu sunt total la opusă de ea și sunt exact pe sfera aia feminină și sunt pe sfera aia caldă și îmi plac lucrurile care țin de feminitate, nu de masculinitatea pe care încerca mama în general să o propage. V-am zis, asta vine mai mult din interior, adică îți dai seama, dacă te uiți la tine, dacă te gândești cam care sunt lucrurile care îți plac, o să-ți dai seama în timp. Deci, în primul rând, feminitatea ține de energie, da? Ai o energie pe care o emani și la capitolul energie intră automat și comportamentul tău și felul în care vorbești și în general acțiunile pe care le ai, acțiune fizică, da? Și lucrurile către care tinzi, da? Deci energia asta o să-ți cumva coordoneze acțiunile, mișcările și așa mai departe. În general, femeile cu care sunt feminine, nu-mi place termenul, nu-mi place asocierea asta de doi termeni, femeie feminină, că femeia în sine este feminină, că asta e rolul ei, să fie feminină, da? Nu-mi place asocierea asta, dar o femeie care are feminitate, o să vedeți că are întotdeauna niște mișcări mai suave, mai lente. Nu sunt niște mișcări atât de bruște, atât de necioplite, din topor, reci, respingătoare, care să cumva să-ți dea impresia de nu știu, de țepi așa, de baricadă. Back. We can... Oh, the movie 300. This is Sparta! You've seen that, right? Yeah! Okay. Și bănuiesc că vă este cunoscut faptul, sau ați văzut, dacă nu în realitate, măcar în filme, acele femei care sunt extrem de seducătoare prin prisma faptului că au niște mișcări foarte lascive, au niște unduire ale corpului așa lascive. Acum, e vorba și de proporții, din punctul meu de vedere, și de cât de mult exagerez lucrurile astea, pentru că în filme, în mod special, lucrurile astea sunt exagerate pentru a evidenția o trăsătură de caracter sau pentru a face pe cel care privește la film să înțeleagă mesajul efectiv. În realitate, eu zic că trebuie totuși să avem o doză de temperare, adică să ne temperăm puțin, să nu fim excesiv de suave așa și excesiv de mlădioase peste tot, să nu ne scurgem peste tot, pentru că dai ușor senzația de frivolitate. Asta odată. În al doilea rând, știți că sunt acele femei care vorbesc așa, foarte tandru, foarte suav, foarte plăcut. Și iarăși, este foarte ok să faci treaba asta și să-ți controlezi timbrul vocii, să-ți controlezi vocea, să ai grijă cum vorbești și așa mai departe, lucru care mie nu-mi iese, din păcate încă. Încerc, lucrez la treaba asta, dar e atât de greu în momentul în care te obișnuiești, când crești într-un mediu în care tonalitatea este cu totul alta, să-ți o schimbi după 30 de ani este foarte greu. Așa că încerc, dar încă nu-mi iese.
Și sunt femeile alea care, ca să revin, care vorbesc așa și îți vorbesc și vorbesc așa din vârful buzelor, ceea ce poate să fie ok până la un punct. Dar iarăși, de aici până la a sări în ipocrizie și manipulare, este un punct foarte, foarte mic. Știți? Este o distanță foarte mică. Așa că aveți grijă. În momentul în care lucrați la treaba asta, să nu păreți ipocrite, să nu păreți false, pentru că femeile astea sunt false în momentul în care recurg la astfel de trucuri și dacă vreți o să vorbim într-un alt clip, ca să nu intru foarte mult în detalii, că mă divaghez foarte mult de la subiect, aș putea să vorbesc 3 săptămâni despre treaba asta. Dai impresia de multă ipocrizie în momentul în care recurgi la tot felul de astfel de trucuri. Seriously. What are you doing? In my modeling days, we called this the money maker. Well, now it looks like a neck spasm. Ideea de bază este să nu fie un truc pentru tine, ci să fie natura ta, ci așa să fii tu. Știți? E o problemă în momentul în care te folosești de lucrurile astea și sunt doar trucuri. În momentul în care îți sunt naturale, în momentul în care tu vorbești așa, tu vorbești calm, vorbești delicat, ai o voce plăcută, ai niște mișcări care din un mod natural sunt plăcute, ai niște gesturi elegante și finuțe și care nu sunt așa bruște și în care nu-ți distrag atenția într-un mod ostentativ, atunci este ok. Hey, în momentul în care te folosești de treaba asta doar pentru un anumit scop, sunt trucuri și e jalnic. Dar discutăm într-un alt clip, promit. Ca să recapitulăm capitolul ăsta, feminitatea ține în primul rând de energie. Energia se reflectă în comportamentul tău, în vocabularul tău, în ceea ce faci, ceea ce exprimi prin mișcările tale, prin gesturile tale și așa mai departe. Da? Dacă până în momentul de față ai fost ca mine, spre exemplu, ai fost exact în scenariul meu în care ai trăit într-o familie în care ți s-a impus cumva, ți s-a indus ideea că trebuie să fii foarte agresivă, foarte androgină, foarte masculină, dacă vreți, și tu simți că nu rezonezi cu genul ăsta de energie, te poți schimba, poți lucra și poți studia. Adică nu e un dat că dacă nu ai lucrurile astea născute, nu le ai inserate de mică în comportament, nu o să le mai poți avea. Ba da, te poți schimba, doar că v-am zis, sunt aspecte la care trebuie să muncești foarte mult și durează. E chestie de timp. Capitolul numărul 2 la subiectul ăsta este aspectul. Și știu că aspectul este lucrul la care vă gândiți cele mai multe când vine vorba de feminitate și este normal să vă gândiți la treaba asta. Hai să le luăm pe rând, să le luăm ușor. Și o să începem așa, o să o luăm de sus în jos și anume începem cu părul. Părul care este un element atât de important, de nici nu aveți idee, deci nu-mi dau seama cum Dumnezeu nu s-a pus mai mult accent pe păr până acum, pentru că este unul din elementele principale pe care le vede cineva la noi. Și în ceea ce privește părul, unul din marile mituri este că femeile feminine nu au părul scurt. Și v-am dat exemplu cu peretele ăsta de spatele camerei, care e plin de femei care au fost și feminine și elegante și care au avut părul scurt. Deci, n-are nicio treabă. Și vi-o dau exemplu constant pe Julie Andrews, care, Julie Andrews, v-am zis, este esența eleganței și a feminității, dacă vreți. Și a avut tot timpul părul scurt, 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 nu scurt ca mine, ci scurt, scurt, scurt. Scurt. Poți avea părul scurt și să fii și feminină. Ideea este ce faci cu părul ăla. Că este una să ai părul scurt și să-ți faci bucle, da? Și să ai niște bucle și să-l aranjezi frumos și să fie lucios și să fie, să aibă niște onduleuri așa sau niște trăsături din astea care îl fac să fie plăcut. Și este altceva să-l faci țepi. Da? Faci să zbârlească, să simți că atacă pe toată lumea din jurul tău. Deci este cu totul altceva. Paranteză, întotdeauna feminitatea are mai degrabă ca sinonim tot ce înseamnă soft, tot ce înseamnă ușor, tot ce înseamnă plăcut, tot ce înseamnă linii curbe, dacă vreți, tot ce înseamnă căldură, da?
În momentul în care te îndepărtezi de zona asta foarte soft, foarte caldă, foarte plăcută și începi și inserezi foarte multe chestii, gen unghiuri pătrățoase și o să vorbim la haine și lucruri din astea foarte tăiate, așa, care sunt foarte drastice, care au linii care se termină foarte drastic, sau și la păr, tăieturile alea foarte agresive, așa, știți, genul ăla de elemente îți iau din feminitate, pentru că sunt mai degrabă masculine, tind către masculinitate. Masculinitatea fiind foarte rece, foarte directă, foarte dură, foarte compactă, așa, foarte bine definită, fără să aibă unduleuri, fără să aibă... Știți, mă gândesc tot timpul la o vioară când vine vorba de feminitate și asta este un exemplu pe care mi l-a dat Domnul, de altfel. Ați văzut vioara cum este? Da? Ce outline care, ca să zic așa. E, genul ăla de elemente trebuie să se regăsească și la o femeie. Fie că vorbim de fizic, fie că vorbim de păr, fie că vorbim de comportament. Da? Gândiți-vă cam la aspectul unei viori și cam asta ar induce feminitate. Pentru că ați văzut ce linii frumoase, curbe are o vioară, cât de frumos este făcută. Vorbesc de o vioară clasică, nu de astea de apărură acum moderne, de sunt numai corzile, da? Deci nu vorbesc de o vioară clasică. Așa. Deci, uitați-vă la o vioară și cam acolo, cam asta e ideea de feminitate. Pe rând, când masculinitatea este exact opusul, adică este exact ceva foarte rigid, foarte, cu linii foarte dure, cu linii care se întrepătrund, care se termină, pe care le vezi foarte bine, da? La vioară ai senzația că la un moment dat nu mai vezi exact conturul. Legat de păr, că m-am întins în numerul. Indiferent de tunsoarea pe care o alegeți, 1. Trebuie să vi se potrivească fizionomiei, deci numărul 1 trebuie să vi se potrivească, 2. Trebuie să fie pentru stilul vostru de viață. Că degeaba vreți voi un bob din ăla ca lui Meryl Streep în Diavolul se îmbracă de la Prada, apropo, senzațional coafiura aia, dacă nu vă permiteți să o întrețineți, să o faceți, să o coafați în fiecare zi, că aia se, apropo, bobul ăla se întreține foarte greu, adică se face foarte greu ca să arate așa în fiecare zi. Că și mie mi-ar plăcea unul de ăla, adică m-aș tunde așa în secunda 2, dar nu stau în fiecare zi de el. Deci, tunsoarea trebuie să vi se potrivească fizionomiei, timpului pe care l-aveți să-l acordați și să încercați să introduceți niște elemente feminine. Fie că vă îndoiți vârfurile, da? Fie că alegeți să nu aveți o tăietură foarte dreaptă, din aia super, super slick așa, da? Fie că vă faceți onduleuri, fie că, nu știu, căutați elemente din astea care să îndulcească, să armonizeze felul în care arată părul vostru, da? Astfel încât să dea impresia de feminitate. Dacă vă uitați tot așa la toate filmele din epoca de aur a Hollywoodului, o să vedeți acolo exemplu de coafiuri pe toate lungimile de păr și o să vedeți cât de frumoase erau coafiurile alea și cât de frumos erau realizate, astfel încât să emane feminitate. Energia aia feminină iese și prin asemenea elemente. Apoi, un alt lucru foarte important legat de aspect pe care multe femei nu-l înțeleg și e o problemă aici, pentru că tendințele generale din ultimii ani ne spun că da, e bine să ieși cu smokey eyes pe stradă și poți să ieși cu smokey eyes pe stradă dacă tu asta vrei și așa te simți bine, fiecare face ce vrea până la urmă, dar ideea este de machiaj. Machiajul trebuie să fie cât mai soft. Și uite, vorbeam și cu domnul și vorbeam și cu alți bărbați pe care îi cunosc legat de machiaj. Bărbații, în primul rând, că nu prea pricep care e treaba cu machiajul. Deci nu prea pricep. Sunt câțiva dintre ei, un procent foarte mic dintre ei, cărora le atrage cumva privirea și li se pare interesant rujul roșu. Dar 90% din ei nu prea înțeleg care e treaba cu machiajul și de ce ne trebuie atât de mult machiaj. Deci ei nu văd, credeți sau nu, majoritatea bărbaților nu văd diferența dintre fața noastră machiată și fața nemachiată. Poate dacă spui un ruj mai proeminent sau îți faci cu chiar
discutam cu domnul și îmi zicea în povestea de cineva care zice, se pregătea să ducă la război. Zic, ce-a făcut, mă? S-a pregătea să ducă la război. Cum adică? Păi zice, era toată vopsită pe față. La modul ăsta, înțelegeți? Pentru că ei nu au treabă. Tot concursul ăsta cu machiajul, trebuie să înțelegeți că este, de fapt, competiția dintre femei. Și prin urmare, dacă bărbații nu prea au treabă cu machiajul și nu prea înțeleg care e treaba cu el, este bine să-l lăsați cât mai soft, cât mai natural, cât mai puțin strident. Feriți-vă de culori foarte închise, atât la ochi cât și pe buze. V-am zis, la ochi, dacă vă apucați să vă dați cu foarte mult negru, să vă faceți cu codițele alea de tuși infernale, care deja le detest, de numai că nu le mai suport să le văd peste tot, vă îmbătrânesc foarte tare, da? Cu cât pui mai multe culori închise în jurul ochiului, te îmbătrânesc, pentru că adaugă umbră aici în jurul ochilor și după o vârstă nu o să vrei să mai ai atât de multe umbre acolo. Da? Deci lăsați-l cât mai soft, lăsați-l cât mai natural posibil, la buze la fel. V-am zis, s-ar putea ca unora să le placă rujul roșu. Este ok să-l folosiți, mai ales pentru seară, dar la fel nu exagerați foarte mult. Țineți un machiaj per total pe față, foarte soft. Și o să ziceți, da, devin boring. Nu devii boring, pentru că și machiajul ăsta soft se adaptează în funcție de fizionomia ta, în funcție de nuanța tenului tău, de nuanța ochilor tăi și așa mai departe. Adică un machiaj soft la mine nu o să arate la fel ca un machiaj soft la o persoană care are altă nuanță de ten, altă culoare de ochi și așa mai departe, care probabil, căreia probabil nu îi se potrivește portocaliu și rozul. Da? Deci nu folosim aceleași nuanțe, nu folosim toți aceleași tehnici, prin urmare nu o să arate identic. Și nu o să fim la fel. Machiajul nu trebuie să acopere, v-am zis chestia asta, cred că v-am zis treaba asta de când m-am apucat de YouTube. Machiajul nu trebuie să acopere ceva, pentru că în momentul în care te folosești de machiaj să acopere ceva, nu o face decât să scoate în evidență ceea ce vrei să acoperi. Machiajul trebuie să vină, să susțină ceea ce ai deja, să îmbunătățească cumva. Feriți-vă de culori foarte stridente, foarte închise, foarte așa. Următorul punct la categoria aspect sau la capitolul aspect sunt unghiile și iarăși revin la unghii și promit că o să dedic un clip întreg doar unghiilor. Acum, sunt iarăși trenduri și trenduri și fiecare alege ce îi place și cum se simte confortabil, dar v-am mai zis de atâtea ori că în momentul în care te ascunzi după un trend din ăsta, dai mai mult senzația de nesiguranță. Iarăși în ceea ce privește unghiile, este bine să o lăsați mai moale, în sensul că de la atâta mai scurtați-le, faceți-le mai scurtuțe. Nu e bine ca unghia să depășească lungimea falangei, primei falange de aici, care nu știu cum se numește, că nu am ajuns cu anatomia până acolo. Deci, ca regulă, da? Niciodată nu trebuie să depășească. De fapt, unghia n-ar trebui, partea liberă n-ar trebui niciodată să fie mai lungă decât patul unghial. Da, să zicem, trecem peste, da? Feriți-vă de tot felul de briz-brizuri, de aplicații pe unghi, de picturi, că am văzut că se poartă, sunt la modă, de tot felul de forme din alea ciudate, nenaturale. Chiar auzeam, că v-am zis că recent am făcut research pentru o tehnică de unghii și auzeam coffin nails. Prima dată nu înțelegeam, zic, mă, ce Dumnezeu, coffin? Adică unghii sicriu? Și când m-am uitat la forma lor, da, într-adevăr, are formă din aia de sicriu. Știți cum sunt sicriele alea pătrățoase. De ce ai vrea să spui sicrie pe degete? Întreb și eu. Pentru un prieten. Că nu înțeleg. Adică încercați să le țineți cât mai soft, da? Fără briz-brizuri, fără aplicații, fără țepi. Iarăși, am văzut unghii cu țepi. Dar nu, alea nu emană feminitate. Emană tot așa nesiguranță sau emană agresivitate. Și acum fiecare cum consideră, dar nu știu dacă un bărbat care îți place așa mult o să fie atras de chestiile alea și mai ales să-l zgârii cu unghiile alea așa pline de țepi. Deci încercați să le țineți cât mai soft, să le țineți de o lungime medie, să le țineți în nuanțe cât mai apropiate de ceva omenesc, de natural. Nu vă duceți în bălțatele alea cu verde, albastru, galben și așa mai departe. Sunt
ales nenaturale și se văd, dau impresia de artificial, dau impresia că vrei să te ascunzi după ceva. Și de fapt tu vrei să arăți cât de ok ești tu cu tine, că de fapt asta e ideea de feminitate. Să arăți că tu ești ok cu tine, că tu ești ok așa cum ești tu. Ăsta e mesajul per total pe care vrei să-l transmiți și mai ales unui bărbat. Bărbații nu se uită la femei nesigure, decât unul care, mă rog, are niște complexe. Dar nu intrăm în discuția asta. Apoi, după unghii, ce am zis aici? Croiala hainelor. Și este foarte importantă, pentru că aud constant treaba asta cu ca să fii feminină trebuie să porți rochii. Da, rochiile, fustele sunt atribuite feminității, femeilor feminine și așa mai departe și sunt cele mai simple instrumente, că toate chestiile astea pe care vă le spun eu aici sunt niște instrumente cu care te joci și pe care le pui să lucreze pentru tine și depinde de tine cât de frumos le pui să lucreze, da? Depinde cum le faci tu să lucreze. Sunt niște instrumente și rochiile, fustele, tocurile sunt cele mai simple instrumente pentru a îți pune în valoare feminitatea. Dar să spunem că nu vrei să porți rochii sau nu poți să porți rochii, ce faci? Trebuie să ai grijă la croiala hainelor, da? Aveți grijă la croieli. Croielile sunt extrem de importante și tot așa, având în vedere că ocupă o mare, mare suprafață de pe corpul nostru, atrag atenția și în momentul în care cineva se uită la tine, te percepe sau nu fiind o persoană feminină prin prisma elementelor pe care le vede la tine. Dacă tu ai acele croieli foarte bățoase, foarte tăiate, foarte boxy, foarte, să zicem, anii 60, așa, foarte, așa, alea nu prea dau impresia de feminitate, pentru că sunt dure, sunt niște linii dure acolo, care îți zgândără ochiul, care îți deranjează retina, da? În momentul în care tu ai niște haine care au onduleuri, care se mulează frumos pe corpul tău, poate ai un material care, în momentul în care te miști, îți complimentează mișcările, știți? Că sunt acele haine care, în momentul în care te miști, dau impresia că ești robot, că sunt foarte țapene, sunt foarte statice, mai ales când vine vorba de volum. Și sunt acele materiale care se mișcă cu tine, care se unduiesc frumos. Încercați să oscilați către genul ăsta de materiale, da? Nu vă mai duceți către zona asta super statică, super bățoasă. Iarăși, un lucru legat de croială și de aspectul hainelor, volumele. Mare atenție la volume. Nu vă mai aruncați să vă puneți umeri bufanți aiure, așa, pentru că umerii bufanți, în mintea masculilor noștri din ziua de astăzi, chiar dacă ei sunt evoluați, tot o minte din aia undeva în spate acolo au, în subconștientul lor, alea au rămas cu o minte așa primitivă. În mintea lor aia primitivă, masculilor din ziua de astăzi le transmite ideea de agresivitate când vă puneți umerii bufanți, pentru că umerii largi sunt de fapt atributul bărbaților. Aveți grijă cum echilibrați treaba în momentul în care puneți volume în jurul umerilor. Vedeți cum pe unde puneți volume, să vă complimenteze corpul, nu să vă facă un deserviciu, da? Deși cel mai bine ar fi să vă feriți de excesul de volum, pentru că excesul de volum nu prea dă impresia de feminitate, chiar și un sacou din ăla oversize, care știu că iarăși sunt extrem de trendy în perioada asta. Sacourile oversize sunt drăguțe că sunt ele așa în trend, dar pentru cineva care vrea să emane feminitate nu sunt drăguțe, fiindcă te face să dă impresia că tu te scufunzi în sacoul ăla, că te-ai pierdut în tone și tone de material. Deci aveți grijă la aspectele astea, încercați să folosiți exact atât material cât e nevoie, nici prea mult, nici prea puțin. Da? Așa. Iarăși, uitându-ne la epoca de aura Hollywoodului și dau exemplu epoca asta pentru că știu că vă este și vouă cea mai la îndemână și cea mai cunoscută și cea mai cumva
emblematică și pe lângă asta acolo avem niște exemple super bune. O să vedeți că 90% din femei au niște rochi sau niște haine croite astfel încât să le complimenteze corpul și să le scoată exact trăsăturile alea de vioară în evidență, da? Deci asta trebuie să tindeți dacă vreți să fiți feminine, către asta trebuie să tindeți. Asta nu înseamnă că nu puteți purta pantaloni, ci trebuie să aveți grijă cum se așează pantalonul ăla, da? Cum cade pe talia voastră, cum cade pe șoldurile voastre, până unde ajunge pantalonul ăla, că iarăși e o problemă, până unde se termină pantalonul, ce asociați la pantalonul ăla și așa mai departe. Da? Deci trebuie să aveți grijă la aspectele astea. Apoi, un alt element de la capitolul ăsta sunt tocurile. Tocurile emană feminitate. De ce? Pentru că în momentul în care te urci pe tocuri, v-am mai zis chestia asta, îți alungește silueta, îți scoate în evidență șoldurile într-un mod frumos, ți le rotunjește, le dă așa o formă frumoasă, indiferent de ce forma corpului ai tu, tocurile scot șoldurile în evidență, iar asta pentru masculi, again, este atractiv. Da? Atrage atenția și dă impresia de feminin. Iar pe ei asta îi atrage, pe aia care sunt masculi, îi atrage feminitatea, că nu o să îi atragă masculinitatea. Aia e altă discuție. Intrăm la capitolul ăla. Așa. Dar pentru cei care sunt interesați de femei, asta interesează să vadă. Și vorbeam cu domnul, care este un exemplu foarte bun. Pentru că el nu înțelege trendurile și trucurile astea moderne, nu le poate înțelege efectiv. El are exact mentalitatea aia de bărbat viril, heterosexual până la Dumnezeu. Deci exact mentalitatea aia o are și este cea mai bună sursă de cercetare pentru mine. Și l-am întrebat legat de treaba asta și el îmi spune tot timpul de tocuri. Deci are o fascinație cu tocurile, că tocurile trebuie să fie subțiri. Trebuie să fie, mă rog, subțiri adaptate piciorului vostru, v-am mai zis, dar în general să fie subțiri, pentru că tocurile subțiri atrag atenția și tot așa, un toc subțire este de preferat unui toc gros sau unui platform forme, pentru că îndulcește trăsăturile piciorului și bărbații se uită foarte mult la picioare. Nici nu aveți idee cât de mult se uită bărbații la picioare. Deci chiar se uită mai mult, unii dintre ei se uită mai mult decât în alte părți ale corpului la o femeie. Deci și ei observă chestia asta. În momentul în care tu ții o platformă foarte chunky, așa cu un pantof din ăla care îți face piciorul imens, nu o să dai impresia de feminitate. Nu o să dai impresia de gentilețe, de calm, de confort, de ceva plăcut. Nu, o să aibă impresia că vrei să-l alegi, să-l dai un șut. Acum, este obligatoriu să mergi pe tocuri, să porți tocuri? Nu. Dacă nu puteți și nu se poate și nu, puteți trăi și fără, dar dacă se poate, încercați totuși să mergeți pe tocuri și încercați să învățați să mergeți pe tocuri. Las link-ul meu cu mersul pe tocuri pe... în descriere, pentru că trebuie să învățați să mergeți pe tocuri și să știți că dacă învățați să mergeți pe tocuri, vă ajută și postura, care este foarte importantă și iarăși dă impresia de feminitate și de siguranță de sine și vă ajută și în mișcări și tot așa, se mișcă șoldurile foarte frumos, vi se îndulcesc mișcările, dacă aveți grijă cum pășiți, să nu pășiți cu asta în gură. Tocurile vă ajută mult în sfera asta, pe lângă partea de aspect. Da, deci feriți-vă de chestiile alea butucănoase, de chestiile alea imense, de tot ce este supradimensionat, da? Din nou, tot ce este supradimensionat nu dă impresia de feminitate. Ce mi-am mai pus aici? Elemente de piele și mă referam aici la pielea dezgolită. Mare atenție la pielea dezgolită, pentru că foarte multe femei recurg și în ziua de astăzi, pe mine m-a surprins să observ treaba asta, recurg și în ziua de astăzi la trucul ăsta cu multă piele dezgolită, deși nu ajută la nimic. Chiar, again, m-am dus la sursa mea de informare principală, domnul, și l-am întrebat, băi, o piele. Ce nu, cu cât văd mai multă piele la vedere, cu atât este mai disgrațios pentru un bărbat. Și asta pentru că pe ei nu interesează să te vadă toată despuiată când te prezinți în fața lui, ci interesează să vadă lucruri care ar putea să-i suscite interesul. Spre exemplu,
să nu interesează să vadă tot decolteul, să îți vadă sânul sau să-ți vadă jumătate de sân. Îl interesează doar să vadă crăpătura asta aici sus, de la, dintre sâni. Dacă vede numai aia și în rest nu mai vede nimic, parcă suscită interesul, parcă ceva interesant de acolo. Ia, ce-ar fi de desubt? Și începe să-și imagineze diverse chestii. Vă spun eu că am vorbit cu mulți bărbați pe tema asta. Nu numai legat de decolteu, dar și de alte elemente. Acum nu zic că trebuie să stați așa ca îmbrăcate ca mine în bluza asta, dar găsiți acele elemente de piele descoperită care să vă avantajeze. Puteți să vă descoperiți doar clavicula, puteți să vă descoperiți doar umărul, puteți să vă descoperiți doar brațele. Depinde de fiecare și de fiecare cum se simte confortabilă, dar încercați să țineți pielea descoperită să fie într-o proporție mai mică decât cantitatea de piele acoperită. Și nu pentru că aș fi eu vreo puritană sau vreo tradiționalistă sau mai știu eu ce, nu, ci pentru că, unu, nu arată bine deloc când este prea multă piele descoperită, doi, nu te ajută, nu transmite mesajul corect despre tine în momentul în care ai prea multă piele descoperită. 3. Pe bărbați nu îi atrage niciodată treaba asta. 4. Dă impresia de disperare, dă impresia că ești disperată și vrei neapărat să atragi atenția. Și iarăși, nu știu dacă ăsta e mesajul pe care îți dorești să-l transmiți. Și 5. Chiar nu vrem să ne întoarcem în anii 90, când toate erau despuiate cu decoltee și cu rochii scurte, da? Deci alegeți-vă ori picioarele descoperite, ori brațele descoperite. Deci există un echilibru pe care trebuie să-l păstrați, fiindcă nu face, nu dă bine, nu arată bine estetic treaba asta când este multă piele descoperită. Deși știu că tendințele frivole și pornografia de pe Instagram ne spune altceva în ziua de astăzi, dar credeți-mă că nu arată bine pentru o femeie care vrea să transmită un mesaj frumos despre ea și care vrea să fie percepută corect. Acum, dacă tu vrei să fii percepută ca altceva, e pentru treaba ta. Dar eu mă refer la strict la femeile care vor să transmită un mesaj frumos și corect despre ele. Bun, apoi, următorul element aici pe lista mea ar fi accesoriile. Și iarăși, în ciuda trendurilor populare și cred că, uite, ar trebui să notez și să vă discutăm într-un clip viitor de ce sunt trendurile astea exact pe dos, de ce ar trebui să facem noi. Că este o chestie foarte interesantă la mijloc de discutat și ar trebui să vă gândiți, poate punem în discuție într-un clip viitor. Așa, accesoriile. În ciuda trendului general care există acum de a te umple de accesorii și de accesoriile să fie cât mai mari, cât mai opulente și să urle că trebuie să fie pe opulență și pe bogăție, știm citatul clasic, de fapt lucrurile trebuie să stea exact invers. Aduceți-vă aminte de ce vorbeam de urlat și de ostentativ și de finețe, da? Că feminitatea se leagă și de finețe și de soft, da? Accesoriile. În general, accesoriile masive, mari, care vor să atragă atenția cu orice preț și fie că vorbim de cercei, fie că vorbim de coliere, fie că vorbim de inele pe toate degetele, fie că vorbim de brățări, fie că vorbim de ce vreți voi, nu transmit ideea de feminitate, transmit tot așa ideea de a te acoperi, de a te ascunde, de nesiguranță. Nu mai suntem pe vremea egiptenilor când într-adevăr să te umpli de aur din cap până în picioare era simbolul bogăției și era simbolul statutului în care ești tu. Acum nu, acum este exact pe dos. De foarte multe ori am remarcat bărbați care admirau femei care aveau bijuterii minimaliste. Și li se părea mai interesant să vadă o bijuterie minimalistă decât o chestie din aia uriașă, decât niște cercei din aia așa. Încercați să păstrați un echilibru, atât în ceea ce privește cantitatea de bijuterii pe care o puneți pe voi, cât și cât sunt de mari bijuteriile alea, da? Încercați sau accesoriile pe care veți, că la accesorii putem să includem inclusiv curelele, inclusiv gențile, da? Deci, mare atenție la dimensiuni și la proporții și la să nu atragă atenția, să nu urle după atenție. Știți că spun eu de multe ori. Pentru că tot ce urlă după atenție, de fapt, miroase disperare.
Și ăsta este un clip care vine în curând. Și știu că am vorbit de comportament, am atins subiectul ăsta cu comportamentul cât de cât, dar vreau să ne oprim puțin și asupra mersului, pentru că iarăși este o problemă pe care o văd la foarte multe femei, tocmai în ideea de a încerca de a să fie feminină și să transmită ideea de feminitate. În momentul în care ești feminină, când vrei să transmiți impresia asta de feminitate, nu poți să ai un mers din ăla super apăsat, super așa, greu, da? Și în primul rând mersul ăsta este dat de încălțări. De-aia zic, mare atenție la ce încălțări aveți. Apoi, în ceea ce privește mersul, este postura, da? Care contează foarte mult. Felul în care stai, felul în care ești când mergi și, în general, femeile, când vor să transmită impresia asta de feminitate, de eleganță, nu se grăbesc, da? Deci nu contează că ar de casa. Ele merg în pasul lor. Da? Nu vă grăbiți. Foarte important, pentru că transmite, dă impresia de agresivitate, un mers din ăla apăsat, așa, grăbit, care rupe tot, care, hai, trece prin pereți. Genul ăla de comportament nu vă face un serviciu. Și trust me, I've been there. So, da? Încercați tocmai pe ideea că mergeți pe tocuri și v-am zis și atunci și în clipul ăla cu mersul pe tocuri, trebuie să faceți pași mai mici în momentul în care mergeți pe tocuri. Nu vă ajută să faceți pasul la fel de mare. Deci automat trebuie să vă scurtați pasul. Mergeți mai cu atenție, nu că încălcați așa apăsat, dar aveți grijă cum vă țineți corpul, aveți grijă ce faceți cu mâinile. Iar în ceea ce privește mersul, ce dă creierului ideea de feminitate este acea unduire a șoldurilor. Și aici nu vorbim despre a atrage atenția neapărat bărbaților, ci pur și simplu așa sunt creierele noastre setate, astea sunt, suntem femei și bărbați și așa sunt creierele noastre setate și percepi chestiile astea fără să ne dăm noi seama sau fără să vrem să conștientizăm lucrurile astea. Și unduirea șoldurilor o poți obține dacă ai grijă la pasul pe care îl faci, la cum mergi. Poate facem un clip despre mersul pe tocuri și cum trebuie să mergi ca să te ajute în sensul ăsta, dar încercați să, dacă nu aveți în mod natural acea unduire, deși majoritatea femeilor ar trebui să o aibă, mai ales dacă sunteți mai late în zona bazinului, atunci încercați să inserați acea unduire a șoldurilor care v-a zis, transmite ideea de feminitate și vă face să păreți mai feminine și vă ajută să vă controlați mersul. Credeți sau nu, vă controlează mersul treaba asta. Dar vă rog eu frumos, nu cădeți în capcana aia de a încerca să fiți excesiv de lașcive când mergeți, pentru că iarăși cădeți în partea ailaltă, da? Și transmiteți mesajul greșit și nu asta e ideea, da? Nu trebuie să cădem în zona aia de mers de cabaret, pentru că nu asta ne interesează, ci vrem doar să transmitem ideea de soft, de a fi mai feminină. Și tot legat de comportament și de felul în care îți prezinți corpul, practic, pentru cei din jur, pe lângă mers, contează postura, cum am zis, atât în mers, dar și când stai. Mare atenție la posturile pe care le adoptați și mare atenție la ce transmiteți, pentru că sunt foarte multe femei pe care le văd că ori se revarsă pe scaune când se așează pe un scaun sau pe o canapea, pur și simplu se revarsă pe scaune, ori sunt femei care sunt extrem de rigide și stau așa. Pentru că ele știu că trebuie să ai îmbărbia paralelă cu podeaua și trebuie să stai dreaptă. Nu. Trebuie să stai dreaptă și să ai îmbărbia paralelă cu podeaua, într-adevăr, dar nu la modul rigid. În momentul în care treaba asta este rigidă, se vede că este nenaturală, că este forțată și din nou transmite mesajul opus celuia pe care ți-l dorești tu să-l transmită. Așa că trebuie, într-adevăr, să aveți grijă la umeri, da? Umerii în sus sau în față dau impresia de agresivitate sau de lipsă de încredere în voi și atunci trebuie să aveți grijă ce faceți cu umerii, sunt cel mai important element și în al doilea rând, dacă vă curbați coloana lombară, dacă vă strângeți abdomenul și vă curbați coloana lombară, automat spatele vostru o să se îndrepte. Nu trebuie să depuneți un efort supranatural să stați drepte, doar atât trebuie să trageți puțin burta, curbați coloana lombară și automat
o să stați drepte, da? Și asta o să, vină în mod natural, fără să mai păreți așa bățoase. La fel, mare atenție la pozițiile pe care le adoptați când stați pe scaun, la masă, pe canapele, pentru că văd foarte multe femei care au atitudinea aia agresivă, acum nu e cadrul de așa natură, dar știți, stau cu coatele pe genunchi și au atitudinea aia agresivă, care e exact pe dos, care numai feminitate nu mă transmite. Da? Deci încercați să găsiți acele posturi care să vă avantajeze din punctul ăsta de vedere. Este iarăși, cred că un subiect de clip. Cred că am 50 de subiecte de clipuri din clipul ăsta, se tot extrag așa, dar este foarte, foarte mult de vorbit și încerc să cuprind într-un singur clip o grămadă de informație. Și îmi dau seama că pe unele chiar v-am bulversat sau v-am zăpăcit. Nu-i problema, scrieți unde n-ați înțeles și poate repet în comentarii, dar sunt multe elemente. Ideea este că trebuie să vă gândiți așa, toate lucrurile astea despre care am vorbit eu în clipul ăsta sunt trucuri, da? Cum am zis, sunt niște instrumente pe care le folosești în scopul de a-ți pune în valoare și în evidență personalitatea. Nu înseamnă că dacă toate avem machiaj soft, toate o să arătăm la fel. Nu înseamnă că dacă toate ne coafăm și ne facem bucle, toate o să arătăm la fel. Sunt 50 de milioane de opțiuni de bucle, sunt 50 de milioane de opțiuni de machiaj soft și nu o să arătăm toate la fel, nu o să ne blenduim. Din contră, o să ieșim în evidență, pentru că eu tind cu tărie să cred că în următoarea perioadă, în următoarele decenii, în următoarele două decenii cel puțin, vor ieși în evidență acele femei care nu vor mai urla după atenție, pentru că tendința generală este, după cum vedeți, peste tot, pe toate platformele de socializare, în reclame, în filme și așa mai departe, să se urle cu disperare după atenție. Și acele femei care își vor păstra statutul și vor rămâne pe loc și vor avea grijă să nu iasă în evidență într-un mod ostentativ, acele femei de fapt vor ieși în evidență. Pentru că toată lumea o să fie la fel. Toată lumea o să urle, toată lumea o să fie cu unghii mari, toată lumea o să fie cu păr făcut nu știu cum, toată lumea o să fie cu machiaj intens, toată lumea o să fie cu culori din alea turbate pe haine și femeile care se vor opri și vor rămâne în sfera asta așa mai, să zicem, soft, mai potolită, vor ieși în evidență. Și s-ar putea să aibă mai mult de câștigat. E credința mea, adică cred eu așa că în următoarea perioadă cam asta o să se întâmple. Și tin eu să cred că o să fie mai bine pentru acelea care preferăm să rămânem de partea asta mai soft decât alea care vor să urle așa. Bun, cam asta ar fi pentru prima parte, să zicem, a clipului ăstuia, că mai am încă 50 de milioane de idei de zis. Pus la și de adăugat la capitolul feminitate. Hai să ne oprim aici pentru că deja e infernal de lung clipul ăsta. Spuneți-mi și voi dacă ați observat inserând aceste elemente în ținutele voastre, în comportamentul vostru, în viața voastră, dacă ați observat vreo diferență și dacă ați observat că într-adevăr vă scoate feminitatea în evidență. Acum, trebuie să înțelegeți, nu toată lumea își dorește să fie feminină, nu toată lumea își dorește o feminitate așa pusă pe tavă și este perfect ok. Este perfect ok să faci ceea ce îți convine ție. Clipul ăsta se adresează strict acelor persoane care își doresc să-și pună feminitatea în valoare. Și cam astea ar fi primele elemente, să zicem, pe care pot să le... cu care să începi. Mai sunt de discutat mult. Bine, cam atât pentru astăzi. Dați-mi like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut și dacă v-a ajutat. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o. Veniți și pe Instagram, că vă aștept și acolo în fiecare zi vorbesc o grămadă de lucruri cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie.